Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Simona Urdea și vă invit să urmăriți știrile. Făgărășenii au făcut coadă astăzi la ușa cabinetelor medicilor de familie. Cadrele medicale au început să elibereze rețete compensate și gratuite. Asta după ce, de la începutul lunii, niciun doctor de familie nu a prescris astfel de rețete și nici nu a dat trimiteri către medicul specialist. Totul ca formă de protest vis-a-vis de noile prevederi din contractul cu casa de asigurări. Luna aprilie nu a început prea bine pentru cei bolnavi. Făgărășenii care s-au prezentat la medicul de familie au fost consultați și au primit rețete simple, pe care au fost nevoiți să le achite integral. Situația însă s-a schimbat pe neașteptate în această dimineață. Acum am început să dăm drumul. Am dat drumul, de fapt, la rețete și la trimitere. Eliberăm, începând de azi. Azi dimineață am auzit la televizor și am început să eliberăm rețete. Încă de la primele ore ale dimineții, mai mulți pacienți au zăbovit în sala de așteptare, rugându-se să se întâmple o minune. Mulți nu își permit să achite integral medicamentele prescrise și consideră compensarea acestora un drept pe care l-au câștigat în anii de muncă. Dar e important, pentru că noi suntem bătrâni acum și am muncit atâția mari de ani și să nu avem medicamente. Păi se poate una ca asta, domnișoare? E foarte important, pentru că pensiile sunt așa cum sunt, lumea a muncit și acum să venim să plătim toate medicamentele. Bine, unii care au pensie mai, dar toată lumea vrea să aibă compensate, că e foarte, foarte necesar. Nu v-au dat până acum rețete compensate? Luna asta nu. Acum sunt programată. Dar pe nu știu dacă aseară m-au auzit la televizor că au ajuns la o înțelegere cumva cu, pe nu știu, dacă se dă astăzi sau nu se dă, am vin să întreb pe doamna doctor. Luna asta nu, și eu am venit pentru mămica să iau rețeta, că este și ea bolnavă, și deocamdată așteptăm să ni se elibereze rețetele, că mi-a zis să mai așteptăm un pic ca să ni se îndeie. Acum așteptăm. Chiar dacă au început să elibereze rețete compensate, medicii rămân în continuare nemulțumiți. Astfel, nu se știe când aceștia vor recurge din nou la proteste.